Bun găsit! Când se împlinește un sfert de secol de când fiecare cadru filmat și fiecare generic pleacă în eter pentru a ajunge la cei care se bazează pe același prieten, indiferent de zi, parcă simțim că sărbătoarea este mai însemnată decât altele. 25 de ani de TVR Iași înseamnă o bucurie a noastră, a celor care am semnat în dreptul poveștilor ce străbat Moldova și țara, dar și un album de amintiri în care am adunat autografele unor artiști și oameni care au creat istoria, cultura, arta prin noi viziuni. Să nu lipsiți de la aceste întâlniri, pentru că e o aniversare care vă aparține, dragi telespectatori. Invitatul meu de astăzi a făcut primii pași muzicali în folk. A continuat cu rock-ul și a plonjat apoi cu toate simțurile în jazz. S-a născut în Basarabia, fiind mezinul unei familii de 14 copii, aproape toți muzicieni. Astăzi are alături pe unii dintre cei mai importanți instrumentiști din Chișinău, într-un band care îi poartă numele, Vali Boghean. Astăzi, aici la TVR Iași 25. E o mare bucurie pentru mine și o onoare să însoțesc pe acest drum cu emoții și amintiri pe un bun prieten al TVR Iași, Vali Boghean. Bine ai venit, Vali! Bine v-am găsit! Spune-mi, când ai văzut tu prima dată o emisiune a televiziunii române, a TVR-ului? E o bună întrebare și automat mă duci în melancolia asta de anii 88. Nu am văzut cele mai bune clipe atunci, dacă vă dați seama de ce vreau să vă spun, dar atunci mi s-a marcat ce se întâmpla aici. Deci m-a făcut deja să înțeleg la vârsta aia mea atunci că totuși aici nu se întâmplă niște lucruri nu bune. Mai târziu, începând cu anii 90, noi am fost prezenți în, și, eu, și mai ușor a fost. Eu sunt unghenean, noi oricum am fost aici aproape. Cum ai descoperit echipa TVR Iași, cea din spatele camerelor, și nu pe cea pe care o priveai la televizor? Spuneam și în alte interviuri. De fapt, lucrurile bune în cariera mea muzicală, în spațiul românesc și frumoase, se începe de aici. Se începe de la TVR Iași, se începe în general din Moldova, de aici, de la Iași, și în mod special vreau să laudă pe voi echipa, pentru că un mare salt, o mare treaptă în cariera mea muzicală a avut atunci în 2013, da? Sau 14, să-mi aduc aminte, 13, când am avut realizarea foarte frumoasă acestui spectacol în colaborare cu voi, care de fapt s-a mai repetat de atâtea ori pe TV și unde am cules foarte multe ecouri pozitive. Deci, nu știu cât de frumos, dar mă repet, lucrurile frumoase în cariera mea muzicală se începe de la TVR Iași și de la echipa voastră. De obicei ai emoții? Sigur că da, altfel cred că nu cântam. Mă gândesc că emoțiile deja când mi-o bate scândăra să o duce. Dar e logic pentru mine. Eu adică sunt omul care trec prin mine. Nu trebuie să întrebam dacă ai emoții pe scenă, ci dacă ai emoții da, într-o emisiune de televiziune. Da. Am înțeles. Până o să cânți, o să trebuiască astăzi să-ți aduci aminte de parcursul tău la TVR Iași, la concertele pe care ori le-a adus Violeta, ori ai venit și le-ai făcut împreună cu noi, dar eu vreau să spun doar atât. Acolo te așteaptă multă bucurie, emoție, amintiri și cel mai bun prieten al tău. E vorba de TVR Iași. Cu succes! Cu respect, mulțumesc! Te invit! Laura te așteaptă! Laura! Vine, Vali! Bună ziua! Bine ai venit la noi! Bine ai venit! Te rog să iei loc! Am așteptat o emisiune a improvizărilor, a improvizației, a libertății totale, nu? Sau ar trebui să fie cea cu Vali Boghean? Îmi place lucrul ăsta, muzica, și nu știu dacă e bine în viață să-l aplic. Viața e mult mai, în zi cu zi, este nevoie, sunt nevoit. E mai sau bine obligat, structurat, nu? Sau ar trebui în să fie? În caz contrar aș fi un de ăsta care aș plăti așa prin aer. Dar în muzică nu aș putea altfel. Probabil de aici și sufletul și acea notă unică pe care o are muzica ta, pentru că se bazează pe o improvizație sub care scrie Made in Vali Boghean, nu? Dacă să vorbesc așa, ca în Basarabia și la mine acasă, m-am căutat mult. E un lucru nu ușor, dar acum îmi pot permite luxul să explic cu câteva cuvinte așa cum de-am ajuns, dar atunci nu știam, dar
intuitiv mergeam pe această cale ca să-mi găsesc o individualitate sau să ajung la acest moment ca muzica mea să aibă mai multe emoții decât de fapt, nu știu, note, logică sau impresie muzicală de astea care în ziua de azi, se, nu știu, am impresia că se gonesc mult după ele. În documentările mele pentru întâlnirea de astăzi am văzut că nimeni nu scapă prilejul de a spune că Vali Bogean este mezinul unei familii cu 14 copii. A fost, cred nu că... e meritul meu. Nu e într-adevăr. Dar mă folosesc de această... Exact. E o poveste frumoasă care, sau din care faci parte și în felul acesta ai ceva interesant de spus despre tine și probabil că e o demonstrație necesară pentru a arăta că dacă cineva e sortit să fie un artist cum e în cazul tău, indiferent de cât de mare sau de mică e familia, indiferent de cât de mulți muzicieni sau nu știu ce altfel de talentați sunt în familie, drumul se va scrie până la capăt așa cum trebuie. Totuși tu ești sau faci parte dintr-o familie de muzicieni, 16 la număr, ca să spunem, no, de fapt, nu? Că și mama și tata a, da, dacă mai cântau. Punem și muzica, a, că eu consider tot copilul. Ar fi 17, da? Da? Cred în soartă, cred în Dumnezeu și lucrurile astea, după mine, zic eu, sunt lucruri fundamentale. Faptul că m-am născut într-o familie atât de numeroasă, asta mi-a dat un, de fapt, eu zic așa, un lucru care m-a ajutat foarte mult în muzică. În muzică, după mine, cei care încearcă să facă muzica de unul singur, considerându-se talentat, școlarizat, eu zic că e o prostie. Să nu caut alt cuvânt acum, pentru că muzica se face cu alți muzicieni. Muzica e o familie, muzica, oamenii în afara capacităților muzicale sau școlirii sau bagajul muzical, există și chestia asta de omenie sau de chimia asta între colegi. Fapt ce denot acum că eu mă mândresc mai mult nu cu repertoriul sau muzica care o cântăm, dar cu bandul cu care am putut între atâția ani să ne unim și acum de la 6 membri suntem chiar, deci cei care cântăm împreună ultima vreme de câțiva ani suntem 10. Așadar, îți place să fii în grupuri în care fiecare... Consider că asta a venit exact din familie. Altfel eram să fiu un muzicant singuratic. Toți îmi reproșează, dacă cânti la mai multe instrumente, de ce mai trebuim și noi? Dai și singur să... Omul orchestră poate fi, de fapt, un om singur, nu? Și nu, atunci, nu, omul orchestră, omul care cântă la multe instrumente, dar e singur pe scenă, poate fi singur și poate, în... Poate, dar așa, cu atâția prieteni în jur, pe scenă, cred că e altceva. Eu mă pot exprima muzical cu atâția colegi mult mai amplu, dar e vorba de niște lucruri care nu se văd în cadru, care nu se văd cu ochiul liber în scenă. Și de care o să ne povestești acum. Că de-aia, okay. De-aia e emisiunea asta. Eu am fost omul care și acum zic ferm, colegii și în ziua de azi când este foarte complicat să faci muzică pentru că, iată, comercialitatea, banul, s-au schimbat toate valorile morale, ca să găsești convingerea unui coleg să cânte de dragul că aici vom câștiga bani în muzică, dar de dragul creației, de dragul muzicii, este o raritate. Noi ne mai putem permite acest lux la Chișinău. Dar bănuiesc că e greu mândrie, să... O spun cu mândrie pentru că am avut practica, iartă-mă că te-am întrerupt, am avut și o practică și a cânta în afară cu alți colegi, cu alte trupe, unde deja asta e un lux. Unde totul este achitat. Și faptul că vine la o repetiție și tot. După mine, muzica cu bani nu se face. Muzica se face cu oameni care cred, se pot conecta la o rețea împreună, Bluetooth, nu știu, și pot acolo crea ceva. Asta ar fi ce vreau să vă zic despre band. Bănesc că, totuși, că e destul de greu să reziști sau mereu să spui nu unor posibile propuneri care apar, nu, și care ar putea să ducă spre comercial muzica. Nu? Mă gândesc că e greu pentru cei care așteaptă de la muzică numai interese
bănești sau să se manifeste, să fii în centrul atenției. Din momentul când de la muzică ai aceeași atitudine cum și față de credință sau alte lucruri sacre, nu ai, pentru că nu mă gândesc. Pentru mine contează mult ce simt eu când cânt. Contează foarte mult cu cine eu cânt ca să transmit aceste emoții. După mine, eu cred că nu are cum ca aceste lucruri să nu-ți aducă nici nume, nici faimă, nici chiar și bani, de ce nu? Ești o vedetă? Nu, sunt antevedetă. De ce? Și întotdeauna am să mă declar așa. Am văzut totuși multe. Că atunci când te-ai căsătorit, atunci când s-a născut băiețelul tău, presa era la gard, la ușa restaurantului, așteptau să vadă ceva, așteptau de la tine un cuvânt, o declarație și nu le-ai oferit-o. Cum poate fi catalogată această atitudine? Foarte simplu și ușor. Vreau ca publicul să mă cunoască ca și muzician, să asculte cântecele mele, unde acolo pun și sufletul unui, mă poate foarte ușor cunoaște prin muzică. Cum trăiesc eu zi de zi, sau mai ales pentru mine, familia e ceva foarte intim, absolut, din toate punctele de vedere. Soția mea, am o mare bucurie, nu are nevoie de chestia asta ca să se manifeste sau... Ea nu este căsătorită cu o vedetă, nu? Da, este cu Vali? Cu Vali, acela când închid ușa, intră în casă, s-a terminat vedetismul, trec și la chiuveta de a spăla vasele și tot ce... Și lupt pentru lucrul ăsta, că să știți, pe zi ce trece, muzica îți dă prioritatea asta să te pierzi în spațiu. Dacă trăiesc mai mult, locuiesc prin hotele, ai o altă... Și îți dai seama că te pierzi. Nu mai simți elementarul, că trebuie să... Lucrul ăsta acum îmi dau o altă plăcere, evident, la impunerea și sensibilizarea soției mele. Că foarte rar mai închidă ușa la un dulap. Zice, nu ești în hotel, ești acasă. Dar am înțeles lucrul ăsta cu mare drag, pentru că reușesc să prind plăcerea lucrurilor simple de unde am pornit. Spuneam la început că familia ta, o familie muzicală, Ana, Ecaterina, Maria, Elena, Vera, Lidia, Mihaela, Vasile, Vladimir, Ion, Nicolae, Gheorghe, toți frații tăi, da. Parte dintre ei au și cântat într-o trupă, ați fost împreună, erați foarte cunoscuți la Ungheni, acolo de unde sunteți. Nu departe. Nu departe, ușurel, exact. În familia ta, cum era privită, nu știu, meseria asta de a fi muzician sau de a fi... ce? Artist? Pentru ei știi, ce era? Erau... Acum mă uit în istoria familiei mele și înțeleg că tot ce s-a întâmplat cu ea s-a întâmplat pentru ca să-mi facă mie un drum. Au... S-a netezit o cale cu ajutorul lor. Mi-a netezit această cale. Evident, cele mai mari lauri aș pune lui taică-mea, pentru că ea a fost de totdeauna a fost... partea lui sufletească. El s-a dorit acest lucru enorm de mult. Evident, părinții mei, tatăl mai am în viață să fie sănătos, maică mea a decedat acum câțiva ani, Dumnezeu să o odihnească. Ei vin cu o cultură, am preluat și eu cultura asta, dar nu mi se reușește să o aduc în familia mea, pentru că patriarhatul din unde vin ea era puternic. Taică mea n-a văzut niciodată să certe cu mama, dar mama simțeam cum îi demonstra chestia asta de, nu știu, de mare apreciere, stimă și se dădea după tot. Deci dacă taică mea și-a dorit să ne ducă pe la școli muzicale, sau asta, ea nu s-a împotrivit. Cu toate că eu la acești 8 ani făceam pe jos vreo 7 km până în altă comună, la școala muzicală iarna, dar nu se spune așa, școala muzicală primară, în care maică-mea își făcea enorm griji. Iarnă, un copil de 8 ani, pe de-a dreptul de acolo, era mai aproape, dar era prin pădure. Deci o istorie întreagă care e nevoie în alt context să o dezvălui, încerca cumva să mă reconvingă, fără să știe taică-mea sau să se opună. Nu, până la urmă, cam vreo 8 din noi au trecut prin aceste școli muzicale, ci ce a dat și rod. A dat un rod, noi am devenit o formație prin 93, noi
prima ieșire a noastră și de fapt am muncit aici în Iași, pe atunci am încercat să... Era un local unde am cântat acolo vreo jumătate de an cu formația. Acolo am, atunci am cunoscut multă lume bună de aici, muzicieni. Aghelia, da? Aghelia. Și uitați că acolo a fost drumul, dar de fapt a fost cel mai tare de taicul meu provocat. Asta a fost un vis al lui care până la urmă s-a realizat. N-am putut să ne ținem mult, pentru că anii 90 ne-au dat o stare de tranziție la toată țara care n-am putut să rezistăm. Ce spune tatăl tău acum când te vede pe scenă, când vede ce ai făcut din muzică? Pentru că e așa că atunci când te joci cu un boț de plastilină sau cu un boț de lut și de fiecare dată când apari în fața publicului, iese altceva. Am să vă divulg niște secrete. Vă rog. Taică-meu nu a fost nici la un spectacol de-al meu. De ce? Este cel mai mare critic până în ziua de azi. Și nu-i vine să crede că eu sunt muzician. Pentru că eram cel mai vulnerabil muzician din copiii lui până ziua de azi. Ce înseamnă vulnerabil? Nu credea că voi deveni muzician. Pentru că eu nu m-am ocupat de muzică. Și pe tine nu te deranja lipsa asta de încredere? Nu? Pentru că am devenit muzician la 20 de ani. Când m-am ocupat, când singur am decis să... Până atunci am făcut muzică. Dar până atunci credeai că ai putea să faci altceva? Sau că ai putea o făceam mai mult impuls de frații mai mari, de ei. O făceam că așa era. Era bun, și erai licean, să spunem, visai la o altă meserie? Da, am vrut să fiu polițist. Aha, interesant. Serios vă zic. Am mai zis lucrul ăsta. Știți, poate că de la faptul că mie ușor mi se dădeau foarte repede să cânt la alte chestii, nu-i dădeam mare seriozitate lucrul ăsta. Cu toate că la 13 ani, cu lacrimi în ochi, am rugat-o pe sora mai mare să mă ducă din nou la școala muzicală unde am profesat deja trompeta. Pentru prima oară am profesat pianul, după care trompeta. Ideea nu e asta. Și l-ai desăvârșit singur, ani mai târziu, nu? Da, sigur. Ideea e că taică-meu cântă și la acești 86 de ani, unde este deja foarte slăbit, dar este lucid, este puternic. Știe cântece vechi, ai avut de la el o moștenire de versuri de... Atâta este foarte critic, mai ales când o parte din succesul meu a fost cu trupa Trigon. Și când am apucat să ne mai vadă pe la televizor, el fiind un folclorist, el fiind un om care a trecut și... Un rapsod? Poți spune că era da, un rapsod? Da, da, el aduce muzica de atunci, deci vă dați seama, de la bunelul lui. Evident, o să revin la această, zic așa, pagină din viața mea. Sunt niște rădăcini foarte bine înfipte acolo, din moment sigur ce că da. Nu contenești să te întorci la ele și să găsești mereu o sevă care să dea viață unei muzici noi, unor improvizații noi. Eu de mult am vrut să readuc muzica sau spiritul lui în scenă. Vă spun cum este. Este un om foarte principial, este un om foarte sever, dur și nu vreau să mă împotrivesc. Mai ales că acum fac orice numai ca să nu-i ating neliniștea sau ca să se întâmple bine. Mie mi-a plăcut tare mult cântecul de leagăn pe care l-ai interpretat în mai multe spectacole, bineînțeles, dar care emoționează pe oricine și parcă dintr-o dată uiți de toate, te oprești și încerci să te gândești oare tu ce faci. Pentru ca o comunicare să existe între părinți și copii, pentru ca dragostea să nu se întrerupă pentru că trăim în viteză și pentru că mai degrabă intrăm pe rețele de socializare și ne salutăm, nu? Pentru că un cântec de leagăn pentru maturi este altceva. Am numit-o de fapt un cântec de leagăn pentru maturi pentru că nu am avut îndrăzneala să o numesc o rugăciune. Pentru mine de fiecare dată acest cântec... E prea greu acest cuvânt? Nu rugăciune? E prea greu... N-am avut îndrăzneala, nu știu. Hai nu să ascultăm o parte din acest cântec. Pentru asta mulțumesc. Mamă, tată, niciodată n-am să pot uita. Mamă, tată, niciodată n-am să pot uita. Casa cu miros de până
dealuri multe. Prinde drumuri și cărări. Unde alergam desculță după ploaie prin noroi și cu pieptul dezgolit lângă frații mei iubiți. Cât de mult din copilul care a alergat de sculț acolo prin sat, împreună cu frații lui, mai există în Valea Bogdeană astăzi? Mai prins. Viața mea a luat o întorsătură acum bună, frumoasă. Pentru că astăzi îmi permit un lux minim să mă gândesc la muzică mai mult decât până acum 6 ani am fost și producătorul formației și managerul și impresar, ce vreți. Ceea ce, sincer, această muzică s-a creat până a uni acest band. După care muzica am, deja cu ei am exprimat-o și am adus-o în scenă. Evident, tot ce s-a întâmplat, căsătoria, multe alte lucruri, un pic m-a furat. M-a furat din tot ce eu păstram cu sfințenie, starea asta de spirit, să nu mă mai grăbesc, tot ce spuneți, vedeți cum umblu cu telefoanele astea acum, veșnic ceva am să fac. Mă gândesc că până n-o să ajung să mă opresc, dar trebuie deja să pun o povară mare pe capul soției și copilului. N-am să pot să revin la copilul celălalt sau la starea de spirit care consider că mi-a dat-o numai născându-mă acolo în sat, acolo la țară. M-a ajutat foarte mult spiritul acela, m-a ajutat foarte mult folclorul. Era o libertate specială acolo pe care astăzi reușești să o transpui în muzică? Pentru că... E o mare diferență de ce se întâmplă acum și ce a fost atunci. Și vreau să cred că Dumnezeu să-mi dea putere să o transpun cu gândul că cineva prin ea se mai poate opri. Sau, v-am zis, foarte ușor ne putem rupe de la pământ, de la realitate. Sper să-l păstrez copilul acela și să revin din nou la ea. Copilul acela care și-a tăiat piciorul când a fugit de la iazul colhozului de la pescuit, nu? Da. S-a tăiat la picior. Și multe altele. Și s-a bandajat repede și a plecat acasă, nu? Și ghidușii dintre astea parcă rupte din amintiri din copilărie, când mama te chema să te spele și tu nu vroiai și ieșai în drum. Absolut. Și le povestim telespectatorilor. De ce nu? Pentru că ele m-au format. Ele îmi dau posibilitatea astăzi, când iau instrumentul în mână, să nu mă gândesc cu orice preț să vă... cumva să vă iau atenția sau să vă demonstrez că pot cânta. Dar să-mi dea posibilitatea să-mi exprim un limbaj aparte a sufletului sau emoțiile trăite de atunci. Pentru că acum îmi doresc ca copilul meu să poată regăsi din tot ce-i dau eu acum ceva pe urmă, să transpună în ceva. Dar nu prea cred. Are cele mai multe jucării. Toată familia mea nu acasă avea. Are tot ce vrei. Acolo, acasă, la Ungheni? Sigur, vara, cu orice preț. Bunicul cum îl vede? A zis că e prea frumos, vezi să nu-ți fure cineva. Dar cum era povestea, pentru că am început să spunem și n-am mai terminat. Când mama vroia să te spele și tu fugeai în stradă, în drum, îți luai țărnă și puneai în cap și spuneai... De ce făceam lucrul ăsta nu țin minte? Dacă îl făceam, țin foarte minte. Pentru că avea o personalitate puternică, probabil. Nu mai știu. Și spuneai Mădislau. Mădislau, da. Adică? Cred că erau, nu știu, emoții de-astea prostească, de libertate. Nu,
nu mă mai prindea maică mea în casă. Și logic, în fiecare seară încerca cumva să mă aducă, să mă curăță de tot praful ăsta. De tine, a drumului, nu? Mea, care da. Te jucai. Și eu, se vede că ceva nu-mi plăcea, că ea mă... În fine, era un protest de care nu știu. Acum, însă și faptul că frații până în ziua de azi mi-l aduc aminte cu atâta aflu. Și multe altele care nu le-am ajuns să le mai aduc așa în... Ai și astăzi un spirit din acesta de luptător? Ești un om care încearcă să... Eu nu mă consider luptător. Nu? Eu mă consider un fricos, eu mă consider un laș în multe chestii. De ce? Pentru că ăsta mă motivează să fac ceva. Din moment când te consideri cineva, gata, ești bine, mersi, vezi că mă întreabă colegii tăi cum mă simt bine în scaun. Nu știu cum mă simt, pentru că nu am timp de lucrurile astea, așa și cu luptătorii. Oamenii care se declară luptători, eu mă uit nu bine la asta. Cu cât mai mult am niște temeri, niște frici, cu atât mai mult lupt pentru ca să le trec, cu atât mult mă duce gândul la doi ani în urmă, când în Chișinău a fost, nu știu, o criză de spectacol în luna decembrie. Am avut niște, iar, alegeri, iar societatea vulnerabilă, euro, nu știu ce se întâmpla, deci catastrofe, nimeni nu vrea să facă spectacol, când era plină luna, nimeni nu... Eu m-am luat cu inima în dinți, cu sumedenia de bătăi de cap și probleme și am făcut spectacol unde am vândut toate biletele, unde am avut sala absolut... Nu am făcut că eram luptător. Cu mare frică am făcut, dar l-am făcut și îmi dau seama că frica m-a motivat să-l fac. Spuneam undeva într-un interviu, ca să te ridici, mai întâi trebuie să te împiedici de-a binelea. Da. Când te-ai împiedicat providențial? Când ai înțeles că, uite, din bușitura asta pot să mă ridic și să fiu altul sau altfel, mai bun? Nu vreau să caut acum în amintiri una din stările sau perioada. Aș generaliza acest lucru pentru că cred în el și e valabil pentru orice. Și pentru relația între bărbat și femeie, sentiment, și pentru muzică, pentru orice. Eu consider că poți preții cu adevărat ceva atunci numai când ai pierdut. În caz contrar, dacă ai putere, poți din nou să găsești acest lucru sau să realizezi sau să aduci. Dar ai șansa iar să pierzi repede. Nu se vă rog. Eu astăzi am o familie și o femeie care o iubesc foarte mult, de atâta pentru că foarte mult am avut de suferit din lucrul ăsta și pot prețui foarte mult lucrul ăsta. Am ajuns la cei ce sunt astăzi pentru un drum foarte întortocheat, greu dacă vreți. Pentru mine e ușor deja pentru că eu l-am trecut și pot altfel vedea. Și te poți uita în urmă, obișnuiești să dai sfaturi din propria experiență sau și nu? Îi cunosc valoarea. Eu astăzi n-am să fac... pași așa de ușor, să pun în pericol. Elementar, 2 ani în urmă, am decis să trec cu traiul, tot cu locuința în România. Cum a fost experiența din capitală? O experiență nu bună. Vă spun cum este. Când am înțeles că venind încoace, pe comunicarea cu bandul, pe tot ce înseamnă, am lăsat tot și m-am întors. Pentru că știu prețul, valoarea ce înseamnă band. Poți să cânti singur mult, poți să ai mâine în nume, poți să faci mult mai mulți bani de unul singur, dacă vreți. Dar nu sunt eu, nu mă caracterizează și nu este valoros după mine. Ideea bandului sau a grupului, spiritul acesta de prietenie, de comunicare supremă până la urmă, l-ai învățat, așa cum spuneai, și din copilărie, pentru că erai împreună cu frații tăi și cântați. Mai apoi ai trecut prin mai multe trupe, ai avut, bineînțeles, de învățat din fiecare experiență. Aia a fost școlarizarea mea. Exact, școlarizarea ta. Conservatorul, spuneai că l-ai făcut alături de cei de la Trigon, nu? Ce a însemnat întâlnirea ta cu Anatol Ștefăneț? Îți mai amintești prima dată când v-ați văzut? Asta a fost, dacă nu mă greșesc, în 2002, printr-o întâmplare banală. Atunci, când știai de muzica da, lui Trigonul, când a apărut, i-au fost din start, s-au aruncat în privirea la toți muzicienii, pentru că i-au fost novatori, i-au fost foarte excentrici, nimeni nu vrea să creadă atunci când erau șablonalizați, unde și atunci muzica folclor avea niște standarde foarte clare. Și uitați că iese unul cu... vioara și cu toba și cu pas chitară. Deci oamenii s-au deranjat puțin când au încercat să... Ei, bine, s-au obișnuit după asta. Deci muzicienii cunoșteau de ei toți.
În 2000, deja și eu cântam în altă trupă din orașul Ungheni, chiar m-am impus să ne adunăm noi cu muzicieni, nu cu frații mei, care gândeam un jazz rock, ceva de genul ăsta. O paranteză, de jazz când ai auzit prima dată? Alei, când am ajuns în Ungheni, 94. Am avut parte de niște profesori de ăștia așa nedeclarați care mă informau cu... Era foarte complicat să găsești un material, video, un concert, jazz sau o școală, ceva unde cineva explică ce... Pentru ce că... e jazzul? Da, noi ne-am rupt după Uniunea Sovietică unde era jazz, era interzis sau era niște, niște chestii foarte prostești de literatură de asta care... Și atunci s-au rupt, au apărut casetele astea video care erau deja o raritate. Acești domni, Pavel Căpățâne și Corin Lucovski, mi le dădeau numai ca să... Deci era foarte scump să faci o copie la așa ceva, să ai... Și probabil să ai și aparatul pe care să le vizionezi. Corect. Și uite, asta a început școlarizarea mea cu jazz-ul, după care am început cu ei. Ei într-un fel au investit în mine ca să aibă mai târziu cu cine cânta. Eu m-am bucurat foarte mult de lucrul ăsta, pentru că nici nu știam că îmi place jazz-ul, dar prin așa formă am început să cunosc jazz-ul. Mai târziu eu am cedat jazz-ului pentru că consider folclorul nostru este prioritatea mare. În fine, jazz-ul pentru mine atunci a fost o școlarizare bună și m-am dus la Anatol, zic Anatol, bună ziua, uite cine simt, sărmânel acolo sub tușă, vreau să participăm la festivalul care am organizat. Am lăsat acolo o casetă, dacă mai țineți minte așa lucruri. El s-a uitat la mine, evident, foarte așa rece. Și, pentru că am venit cu o lună înainte de festival. Ce era... Așa a fost cunoștința noastră, foarte scurtă și rapidă. Anatol m-a invitat mult mai târziu, peste un an și, când m-a văzut într-o emisiune cu chitara. Nici s-a adus aminte că sunt eu. Și uite, încă nu erau mobilele astea, nu erau telefoanele astea așa sofisticate, m-a găsit cu mare greu la Ungheni, m-a invitat, nici nu știa că sunt instrumentist. Și s-a legat atunci o prietenie și o colaborare, nu? Până ziua de care ar fi prima colaborare pe scenă? Instrument lângă instrument sau prietenia dintre voi? Ce ai pune pe primul loc? Prietenia. Colaborarea muzicală sau prietenia? Prietenia, da. Să ne amintim, voi ați fost împreună la Iași și Descoperă, un proiect TVR Iași, anul trecut, în 2015 s-a întâmplat, da. Când mai mulți realizatori de filme din Europa au venit să realizeze filme despre Iași. La gala care a avut loc la Teatrul Național, Trigon și Vali Bogdan au fost alături de noi, susținând echipa de realizatori din Chișinău. Să ne amintim, da, de acel moment. Chiar vă rog.
alături de Trigon și mă întrebam cât de vastă e lista cu personalități sau cu artiști cu care ai cântat pe aceeași scenă. Sau știu că ai cântat în deschiderea lui cubanezului Robert Fonseca. A fost ceva special alături de Trigon. Au fost și alte colaborări cu siguranță. Ce ai reușit să iei de la fiecare în parte? De fiecare dată lucrurile astea... Că te-am văzut cu Traista pe scenă acolo. Cred că pui ceva în ea după fiecare spectacol, nu? Laura, de fiecare dată când mi se întâmplă lucrurile astea să cunosc pe cineva sau să am ocazie să cântăm în același ce spectacol sau chiar... nu știu de ce, nu mă pot lăuda cu asta. Vorbesc foarte serios. Ce am luat de la ei? Am luat un lucru care foarte mult mă ajută. Cu cât e mai mare valoarea unui muzician, cu atât are o modestie enorm de mare. Are o accesibilitate de a comunica, de a nu a pune niște bariere. Uite, lucrul ăsta la toți m-a impresionat. Am impresia că toți sunt de la aceeași mamă, pentru că toți au același comportament plăcut, modest, frumos, mai ales colegial când ai... Astea ar fi caracteristicile unui artist adevărat? Da. Și eu cred în ele. Eu le promovez mai departe la ăștia care mai au șansa să vină după noi. Să... Orice barieră de asta îți spune o chestie care n-ai cum să depășești totul pe urmă. Asta m-a făcut. Bine, că lista asta s-ar mai adăuna, a mai fost. Dar, uite, lucrurile astea m-au impresionat enorm de mult. E foarte dificil să-i dăruiești ceva deosebit lui Valentin, spunea cineva într-un comentariu pe Facebook. Soția mea. Soția ta, am bănuit. De ce spune ea asta? E foarte greu să... Eu sunt o povară grea. Poate așa arăt un ursuleț blând, nu știu ce. Sunt un om care mă zbuciu, sunt îndemânate, că sunt multe lucruri care, nu știu... Și atunci eu foarte mult o înțeleg aici o... și cu gusturile, de ce nu? Spuneai mai devreme că drumul tău a fost presărat cu tot felul de experiențe, poate obstacole, poate lucruri din care ai avut de învățat și care cu siguranță te-au călit pentru viitor, pentru a ajunge la calmul, cel puțin un calm de care dai dovadă acum și o detașare cu care reușești să privești lucrurile pentru a lua hotărârea cea mai bună. Dar mă gândesc... Înainte, ai trecut și prin concursuri, ai fost în fața unor jurii, ai fost tu însuți într-un juriu în 2012, în juriul Eurovision, da? Ce a însemnat experiența asta pentru tine? Același era, lucru. Era ceva mai... Când concuram eu, îmi vine strict, greu, nu? Era, îmi vine greu să zic, pentru că, na, nu pot să-mi aduc acum aminte cu detalii, dar am și niște premii de vârf, am avut o experiență foarte bună cu concursurile. Concursurile îți dau relații bune, te poți antrena în chestia asta de concurență, care este foarte bună. Când am ajuns să fiu deja acasă apreciat și invitat, și anume știind mulți oameni cum gândesc și nu-mi permit... m-am bucurat, am fost de fiecare dată, pentru că totuși dădeam peste cap oarecare scheme, cum le spunem eu. Deci nu se trebuie. Mulți dușmani mi-au făcut în toate lucrurile astea, dar totodată foarte repede m-am poziționat ca un om și nu mă mai invită de atunci acolo unde sunt lucruri de genul ăsta. Știu că în 2005 ai participat la Festivalul Național de Muzică Populară Nicolae Sulac și nu ai spus nimănui pentru că era sora ta, se pregătea de căsătorie, nu? Și te gândeai că o să... Nu vreau să fac din asta. Iarăși, nu vreau să fac... În prezent la fel, nu anticipez nimic. Nu anticipez pentru că dacă le spuneam ăștia... Ce ai făcut ca dar de nuntă premiu, trofeul la festival, nu? Corect. Pentru că dacă le puteam, ăștia trebuia să tracă emoțiile cu mine sau... Pentru că era o altă stare. Erau chestii pozitive să căsătoriați urmă. De ce trebuie să-i pun? Pentru că ei deja pe atunci încercau să își facă griji pentru mine. Pentru că eu am început așa, rapid, cu energie în Chișinău, cu multă implicație. Deci eram cam peste tot locul. Acum eram la o imprimare de un cântec. Acum eram într-un spectacol. Acum eram cu Trigon. Deci eu am fost, consider, vreo câțiva ani buni, foarte activ. Mai târziu, evident, am trecut în altă stare și
chestiile astea de concurs acasă ne-au dat rapid o bază, cum ar fi și Nicolae Sulac. Mai târziu am avut câteva... La Mama ai luat trofeul în 2006. Dar toate, bine, deci trebuie să recunosc că e o mare realizare și o mare bucurie că totuși maestru Nicolae Bodgros crede. Credem, nu știu cu ce am putut eu să-l conving, foarte mult m-a ajutat moral. Prietenesc cu foarte mulți colegi din Lăutare și evident știa toate stările mele de spirit. Vreau să vă povestesc o istorie care, pe bune, eu care m-a marcat pentru toată viața. Eu nu odată am vrut să las muzica, în toată perioada asta, să știți. Dintr-un simplu moment, pentru că venind în Chișinău, începând cu 2000, și până în 2007 sau 2008, am locuit foarte greu și am locuit foarte mult în studio de repetiție. E o normalitate. Ținând chestia asta la cont, comunicam cu băieții, mă luau stări de fiecare dată. Vreau să mă duc și eu în lumea mare, vreau să las muzica. Păi, a ajuns chestia asta la un moment foarte complicat, chiar pe bune, eu vreau să iau lumea în cap. A ajuns la urechile maestrului, m-a invitat personal la dânsul în sala de repetiții. Stai comod acolo. Ce-i? Nu înțelegeam de ce. N-am putut. El era psihologul, eu eram pacientul. Erai pe canapea, da? Zic, maestre, nu știu ce să vă zic, parcă sunt mare, dar cred că, uite, la care mi-a spus ferm, strict și rapid. Nu cumva să lași muzica. Să te ferească, mama, mi-a zis să te duci din țara asta, că nu știu ce fac. Ai nevoie de ceva, orice zi, vii, îmi spui, eu cu ce pot, cu totul să te ajut. Eu nu cânt în orchestra Lăutare, eu nici nu, asta, eu sunt un om care sunt în apropiere. Deci lucrurile astea foarte mult m-au motivat și m-au susținut. Și a fost ca o figură paternă în clipa aceea este, pentru tine. Tatăl tău ce-ar fi spus sau ce-ar spune dacă te-ar auzi că vrei să renunți la muzică? Cred că s-ar bucura. Da? De ce? Nu știu. După ce a făcut atâtea eforturi să te ducă pe drumul muzicii. Zic, el a văzut cu cât greu ăștia au trăit. Deci, practic, toți s-au lăsat de muzică. Și s-au lăsat... Frații tăi toți au renunțat la muzică. Dar ei, în comparație cu mine, au școli, au conservator, au școli mari în spate. Și au fost nevoiți să-și reschimbe tot. Mai sunt în Basarabia sau au plecat? Nu, majoritatea sunt toți plecați. Sunt plecați. Suntem foarte puțini acasă. Deci, el cred că atunci își dorea lucrul ăsta, eu să nu mai merg pe cărarea asta, care știa că nu o să aducă... bine, acum el știe tot, este informat, dar așa privește la laptopuri, la televiziune, ce se întâmplă chestia asta. Acum nu se mai discută lucrul ăsta. Evident că nu mai pot face. Eu am încercat, dar eu nu știam dacă aș fi putut să fac lucrul ăsta. Pentru că odată am făcut, am vândut și instrumentele. Și exact peste 3 luni de zile căutam iar așa. Deci lucrurile astea e un viciu. Este e posibil care... să mai vină un astfel de moment? Orice se poate întâmpla. Eu nu vreau să... Nu fac pe puternicul și nici nu vreau să mă dau. Este problema. Mă apuc să le dau. Când ești pe scenă, ești puternic însă? Da, nu, acolo e altă stare. Acolo nu mai cum ești acolo? Acolo nu mai știu ce-i cu mine. Acolo mă iau alte emoții. Acolo sunt altul. Acolo e... din punct de vedere emoțional, ca și om, nu vreau să fac niciodată această diferență. Cei care fac diferența consider că nu sunt artiști. Împreună cu colegii tăi din Vali Bogean Band astăzi, sau Band, cum îi spui tu și mi se pare foarte simpatic cum spui tu, bandul tău, da? Sunt oameni foarte școliți și în Basarabia și dincolo de Hotare, la școli de muzică prestigioase. Comunicarea dintre voi știu că este una deosebită. Este specifică, creată de noi. Intuiesc că vrei să mă întreb cum creăm muzica sau cum eu fără școală și ei cu școală au ajuns să... Da, sunt un nemernic de asta care am putut să influențez anumite lucruri. Mie foarte mult îmi place psihologia și am încercat să mai dau cu privirea prin oarecare lecturi. Și mă ajută muzica foarte mult lucrul ăsta. În comunicarea mea cu ei, cred că acest lucru m-a ajutat. Eu nu am încercat să-i... dau egalitate. Pentru mine toți sunt personalități și individuale. Evident, noi avem acolo o școală de muzicieni, o școală de asta nescrisă, cu o cultură, cu un comportament. Cu acești băieți
noi avem o relație pentru că am cântat foarte mult împreună în alte colective, în alte situații. Eu i-am vânat ani de zile. Cum e să pleci la vânătoare de muzicieni adevărat? Ești la o bere. Așa se face vânătoarea. Ok. Primul test pentru a înțelege dacă poți cânta cu acest om, faci o beție. Wow. Dacă rezistă această beție și este tot același om și când e treaz și când are câteva pahare în cap, atunci cu ăsta om poți să faci muzică. Ăsta e un fel de bacalaureat a la Vali Bogdan, da? Sau prima plecare ieșind din țară, care are atâtea bătăi de cap, începând de la corectitudine, exemplar, chestie, rezistență, și atunci este clar, o să poți cânta cu acest. Deci e o școală dură, dar este foarte bună, pentru că dacă toate lucrurile astea au un întreg, ușor lucrez mai departe. Noi ne înțelegem din previri. Vă spuneam de ce, cum am format un limbaj al nostru, pentru că e corect, nu aș putea eu să intervin în fața lui Valeriu, care are două conservatoare. Deci unul compoziție în Germania și unul terminat aici la Chișinău. Eu care două școli muzicale medii și alea nu le-am dus până la capăt. N-am ajuns toți la aceeași părere. Unu, muzica în general global a ajuns să fie deja să aibă niște chestii, suferă deja de niște lucruri clare, sunt prea pragmatice, prea gândite, prea... Și am căutat expresie noi. Cel mai mult, cred că ei mi-au dat încrederea asta de frontman, pentru că eu cu adevărat realizam ce înseamnă să ai un colectiv, un band. Și cheia a fost așa, băieți, voi știți cât de mult am cântat eu în alte trupe. Cei ce s-a întâmplat cu mine și nu mi-a plăcut, eu cu voi n-am să fac niciodată asta. Și gata. Foarte simplu. Pasta, pentru că la un moment dat, în emisiunea Identitate Basarabia, pe care o realizează Violeta Gorgos, basarabeancă de-a voastră, dar care tare bine s-a lipit de noi aici la TVR Iași, regizorul artistic al TVR Iași. Ambasadorul nostru aici. Exact, declarat. Exact. Spuneam, a realizat o emisiune cu tine și acolo are un scurt montaj în care sunt prezentați colegii tăi. Bănuiesc că acum sunt mai mulți. Da, exact, dar vreau să-i cunoaștem pe ei. Chiar vă rog și am și eu onoarea. Cred că lor li s-au mai alăturat și alții, nu? Da. Mai avem naistul Bogdan Țurcanu, acordeonistul Sandu Focșa, Vitali Țurcanu, saxofonistul. Deci, până la urmă, ăsta e un cerc de muzicieni. Pentru că l-avem aici pe Sergiu Ivanov, un pianist foarte de forță. Ideea, nu știu cum de s-a întâmplat lucrurile, dar de la faptul că nu e ușor să reziști numai din muzică, să te întreții casă, masă, nu știu. Și cerințele în ziua de azi sunt mari deja, toți cu mașini, cu facturile s-au mărit. Atunci noi am zis că e greu să te ții într-o formulă exactă. Și noi am făcut o
o gașcă. O gașcă de oameni care am învățat același repertoriu, care ne-am regăsit și ușor ne putem modela după orice program. Pentru că e greu astăzi să zic, uitați, băieți, am anul ăsta atâtea spectacole. Gașca asta reușește să plătească facturile sau mai e nevoie și de alte proiecte corect, pe lângă? Din momentul că suntem o gașcă, ei sunt prezenți în multe alte proiecte. Și asta, de ce nu? Eu văd lucrul ăsta tot bine, pozitiv. Pentru că altfel dă roade mai departe. Trăiește, este o viață muzicală în Chișinău. Nu, oamenii nu s-au rezervat și wow, s-au găsesc motive. Nu, i-au găsit. Cântă și cu Calancea Band. Cântă și într-un proiect de ăsta așa. Deci oamenii se descurcă. Ai fi probabil prea egoist să îi ții doar pentru tine, nu? Mă gândesc că ăștia care îi țin pentru ei nu poate ține mult. Pentru că este absurd. Chiar dacă va fi un colectiv care sunt foarte bine întrebați la anunț, la petreci, tot ne poate ține mult. Ne vedem acum imagini dintr-un spectacol pe care l-ai oferit ieșenilor la Casa de Cultură a Studenților. Fără voce. Anul trecut, la Teatrul Luceafărul, anul trecut, când TVR și-a împlinit 24 de ani. Corect. Și a fost alături de noi cu un întreg spectacol, cu gașca ta de muzicieni de la Chișinău. Și îți mulțumim pentru că ai fost atunci alături de noi și iată că acești 25 de ani pe care îi împlinește TVR Iași acum un sfert de secol înseamnă o nouă întâlnire cu Vali Bogean și de aceea am vrut să fie alături de noi, pentru că există o listă de 25 de oameni, de personalități, le-am spus noi, pe care am vrut să-i vedem aici, în studioul nostru, să le aflăm emoțiile, poveștile și până la urmă și momentul în care s-au lipit de TVR Iași, momentul în care au devenit prieteni cu TVR Iași. Acum încercat să mă mai dezlipiți, că nu o să se reușească. E o bucurie mare pentru mine, o onoare. Lucrurile astea mă obligă la mai mult și vreau și îmi doresc în general, încă și de aici încolo, să realizăm proiecte frumoase, lucruri interesante, pentru că cei ce înseamnă Moldova, cei ce înseamnă aici, Iași, TVR, asta va fi ceea care va fi lucru și întâmplarea cum mi se întâmplă mie ca și cu familia. Rădăcinile care nu am să le uit niciodată. Așa, așa. Acest început care mi s-a început în cariera mea, cu toată seriozitatea și cuvântul meu de om și cu toate promisiunile, n-am să permit niciodată luxul să le uit sau să nu reacționez atunci când unde noi fi, să revin aici sau să revin în alte, zic eu, proiecte. Pentru că știu că tu ai vreo 4 CD-uri, nu? Oficiale, lansate. 2 lansate. Dar n-ai făcut nicio lansare? Niciodată. Așa, uite, noi mai adăugăm la cele 4 pe care le ai, încă un, de fapt 2 DVD-uri pe care ți le oferim în dar și să mă ierte telespectatorii că repet, dar vreau să-ți spun și ție că de ziua noastră oferim noi dar spectatorului care e în fața micului ecran prin ceea ce povestește prietenul pe care noi îl avem în studio. E un dar pentru Vali Bogean din partea noastră, din partea echipei TVR Iași. Foarte plăcut și să știți că eu țin mult la lucrurile astea. Chiar mă gândeam cumva sunt o parte, să vă zic. Poate... Sunt o parte din producțiile în care tu ai fost parte, ai fost și personaj principal în emisiunea Identitate Basarabia, cum spuneam. Mulțumesc. Spectacole, concerte pe care tu le-ai susținut aici. Ai fost și prezent în Festivalul Internațional al Educației, tot alături de TVR Iași și mulțumim tare mult că ai venit și astăzi, că ne-ai povestit atât de multe despre copilul, adolescentul, adultul și mai ales artistul Vali Bogean. Sunt prea multe, mulțumesc. Prea multe, păi astea sunt etapele prin care să recurgem la omul Vali Bogean și atât, e mai simplu. Cum e omul Vali Bogean? Așa la final, ca să țină minte telespectatorii. Vreau să că la TVR Iași 25 a fost omul Vali Bogean, care... Cum este, nu știu, determinați și decideți voi, dar cum aș vrea eu să cred că vreți să mă vedeți, un om bun. Un om bun care l-a educat tata și mama, satul, țara, dragostea, femeile care m-au creat ca om. Nu știu, om bun. Mulțumesc tare mult, om bun. Oameni buni, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne vedem la TVR Iași 25 și data viitoare veți vedea ce invitat special avem. Numai bine, la revedere!